Dacă aș putea să dau timpul înapoi, aș face fix același lucru. Ce imbecil a spus asta. Unde e om, e greșeală. Unde e greșeală, nu e regret? Îți face bine să te crezi în păcat cu viața, să crezi că totul se întâmplă cu un scop, că soarta e mai presus decât deciziile tale. Ei bine, nu. Astea sunt doar cuvinte scrijelite pe un perete. Și tot ce faci e să te macini. Să te macini până când ajungi un fir de om. Nu e om unde a ajuns de bătrân până nu e ajuns de regrete. Ai făcut ceva cândva care să te urmărească toată viața? Ceva atât de mare încât să te înghită? Eu da. Și mi-aduc aminte de asta. În fiecare zi. E incredibil cum pasiunea pune stăpânire pe mintea unui om și cât de repede îl consumă. Până îl face scrum. Din păcate, nu poți vedea cât de încălcit e totul decât după ce devine trecut. Trecutul. Toma!
ducem în spate corvoada greșelilor noastre și umbrele lor ne urmăresc la tot pasul. Au trecut mulți ani de când n-am mai intrat pe ușa asta și totuși încă mai simt mirosul acelei dimineți de vară, parfumul ioanei. Ioana? Pavel, Pavel, mai ții minte când eram noi între opta și am fost la pește și a început o ploaie? Ne-am crezut că vine potopul. Ne-am suit pe bicicleta ta și ai pedalat cât ai putut de repede să ajungem acasă. Ce frică ți era să nu răcești iar. Și ți-am dat bluza mea, mai știi? Și ne-ai răcit. Tu n-ai aflat, da? Eu am răcit groaznic atunci. Și ce pește mare prinsesem. Dar l-am lăsat în urmă să se usuce pe o piatră. Că ți era frică. Ți era frică să nu răcești, Pavel. Ioana, mereu ți-a fost teamă de apă. Te înspăimânta mai ales gândul de a te scufunda. Credeai că o să te prindă vreun monstru de picior și o să te tragă la fund. Și am vrut să te învățăm să înnoți, Ioana. Dar ți-a fost prea frică. Te-am rugat. Ioana. Te-am rugat de 3 ori în vara aceea, Ioana. Și de fiecare dată ai spus că mai e timp.
Mai e timp. V-am pierdut pe amândoi, dar poate că sunteți împreună acum. Poate că sunteți fericiți. Poate. Dacă aș putea să dau timpul înapoi, nu l-aș mai da înainte.